Un tânăr de 28 de ani din orașul Mihăileș și-a recuperat portofelul pierdut datorită unui jandarm aflat la serviciu la trezoreria Mihăilești. Jandarmul asigura măsurile de ordine interioară la trezorerie și a găsit portofelul pe o masă în holul instituției. În interior se aflau cartea de identitate a proprietarului, permisul de conducere, carnetul de student, un card bancar și suma de 1000 de lei. În ultima perioadă, numărul acestor situații a crescut. În ultimele două luni, doi giurgiuveni și-au recuperat portofelele pierdute datorită vigilenței de care au dat dovadă jandarmii. Fie că s-au aflat în timpul liber, fie de serviciu, aceștia au acționat în interesul cetățenilor și le-au înapoiat bunurile. Acestea conțineau pe lângă diverse sume de bani și documente personale. Tânărul a primit vestea bună după câteva ore, timp în care își căutase pormoneul în toate locurile frecventate în data de 27 iunie. Deși jandarmii l-au căutat la domiciliu pentru a-i restitui bunul pierdut, proprietarul nu a fost găsit, prezentându-se ulterior la trezorerie, de unde și-a recuperat portofelul. Acesta le-a mulțumit jandarmilor pentru gestul și operativitatea de care au dat dovadă.